când întreabă Victoria de unde e ideea asta pentru clip, cine a venit și a zis, hai pe lac? Sincer, inițial ne gândeam să facem, pentru că era mai simplu să facem videoclip într-un studio, am vrut să fac o combinație dintre animații și tot să fie alb-negru, dar după asta a venit un pic căldurica soarele și am zis că nu, băi, nu vrem, mai vreau un studio, vreau afară. Și am mers, am un prieten care are cabană la Tarnița și de fiecare dată mergeam acolo, lui. Am zis că, băi, eu vreau să fac un clip aici. Hello! Bună, Alice! Și am vorbit cu Dima, Dimov, regizorul Cliplens, băi, eu vreau să-l facem în Tarnița, pe ponton. Și după am început să aruncăm cu idei, da. Cam am insistat eu cu faza cu pontonul și cu faza cu pontonul și cu Tarnița, da, că eram îndrăgostit de locul ăla. Da. Dar cât a trecut din momentul în care ai luat piesa asta și ai zis, uite, pe asta o facem, până în momentul în care ea a fost finisată? Că uite, asta știe foarte puțin lume, cât e munca, cât de mult e de muncă pentru o piesă. Foarte multă muncă, știi? E, nu știu cum lucrează ceilalți, pentru că tot timpul aveam feedback-uri că noi suntem la noștri, eu cu Sergiu sau cel puțin din Cluj, că și colegii de la rotund ziceau, hai băi, odată, nu te lenești? Da, nu, tot o întindeți, frate. Și zic, băi, știi care e faza? Zic, nu simt, adică e gata oarecum piesa, e gata, eu și mâine ți-o pot trimite, dar nu sunt eu mulțumit, nu transmite ce cred eu că trebuie să transmită. Și anume, faza asta de a intra în stare, că de foarte multe ori mă trezesc, mă pregăteam să înregistrez, dar numai din cauza faptului că există miză ca să înregistrez, nu puteam înregistra, nu era vibe-ul ăla. Și a durat un pic ca să intrăm în stare, știi, foarte mult, a durat chestia asta, ca să... Da. Să fie energie în piesă, cam asta e ideea. Este și te bagă și în stare piesa asta. O ultimă întrebare mai am eu pentru tine și pentru curiozitate personală. Recomandă-mi un serial. Un serial? Lasă-mă să mă gândesc și zic imediat, dacă ne grăbim și arde. True Detective, ai văzut? True Detective, nu. Nu? Cu Matthew McConaughey? Primul și al doilea sezon, ambele sunt foarte faine. Gata! Da, e True Detective, True Detective, o să mă apuc de el. Perfect, nu? Oh, super fain. Țineți minte, recomandat de Mihail. Bine, Mihail, mulțumim mult de tot că ai venit să bei cafeaua cu noi azi. Cu mare drag. Banana. Banana. Să bei banana, da. Și multă baftă cu piesa. Abia așteptăm să te vedem cântând-o live. Da, eu abia aștept să vin aici și să... aici la voi. Virgin Radio.